Sâmbătă seara pe 13 aprilie 2024, Iranul a atacat direct Israelul după o lungă perioadă în care conflictul dintre cele două state s-au purtat prin proxy. Teheranul a lansat numai puțin de 300 de drone și rachete, unele din Iran, altele dinspre Irak și Yemen, dar oficiali din armata Israelului au declarat că au reușit să intercepteze și să doboare 99% dintre ele cu ajutorul Statelor Unite. Am interceptat, i-am blocat, împreună vom câștiga, a scris premierul Benjamin Netanyahu într-o scurtă postare pe X, fostul Twitter. Mai multe explozii au putut fi văzute deasupra Ierusalimului. Statele Unite au anunțat că vor susține Israelul. China a îndemnat la evitarea escaladării conflictelor. Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit într-o întâlnire de urgență. Președintele Joe Biden a purtat discuții cu liderii G7 pentru a se pune de acord asupra unui răspuns diplomatic la atacul Iranului de sâmbătă seara. Este acesta începutul unui război de proporții în Orientul Mijlociu și de ce s-a ajuns aici? Oficial, Iranul a pus atacul său pe seama unui incident petrecut pe 1 aprilie 2024. Atunci, Israelul a atacat consulatul iranian din Siria și a omorât mai mulți generali și ofițeri iranieni, dar și un membru al Hezbollah. Ambasadorul Iranului a promis atunci răzbunare de aceeași magnitudine și duritate. Din acel moment, întregul Occident s-a așteptat la momentul petrecut sâmbătă seara. Ba chiar Statele Unite au început să trimită trupe spre Orientul Mijlociu de teama escaladării conflictelor. Disputa dintre Iran și Israel este mai veche, iar atacul israelian asupra consulatului din Damasc, Siria, este doar scânteia care a declanșat confruntarea directă. În momentul în care a început războiul dintre Israel și Hamas, întreaga omenire s-a temut că Iranul va interveni de partea Hamas, desigur. Această intervenție a Iranului a fost temerea cea mai mare, pentru că ea ar putea destabiliza întregul Orient Mijlociu. Mai ales că este cunoscut faptul că Iranul lucrează intens pentru a dezvolta o bombă nucleară. În toată perioada scursă din octombrie 2023 și până astăzi, Organizația Națiunilor Unite, Statele Unite și Europa au încercat să aplaneze conflictul, ca să evite o astfel de turnură total nefericită. Televiziunea NBC chiar a publicat informația potrivit căreia Statele Unite au criticat și dezaprobat atacul israelian asupra consulatului iranian din Siria, tocmai pentru că un astfel de gest ar fi dus la reacția directă a Iranului. Până acum, Iranul, care este de partea palestinienilor în conflictul dintre Israel și Hamas, acționa prin proxy, adică prin intermediul a tot felul de grupări catalogate teroriste de cele mai multe state occidentale. Este vorba în primul rând de Hamas, grupul care conduce fâșia Gaza, și Hezbollah, o grupare libaneză, dar și de rebelii Houthi din Yemen, care au lansat în ultima vreme multiple atacuri asupra navelor occidentale din Marea Roșie. Iranul are o influență mare și în Siria și Irak, prin miliții militare. Iată deci un tablou sumbru pentru pacea din Orientul Mijlociu. Iranul este un inamic al Israelului despre care a spus că nu va mai exista în viitor și controlează grupări teroriste și miliții militare în Liban, Yemen, fâșia Gaza. Este apropiat de regimul politic din Siria și controlează din ce în ce mai mult politica din Irak prin miliții militare de asemenea. În plus, dezvoltă de ani de zile uraniu îmbogățit pentru a crea o bombă nucleară. Totuși, analiștii consultați de BBC cred că este mai degrabă o demonstrație de forță a Iranului și că acesta nu are de gând să pornească un război împotriva Israelului. Și mesajele venite dinspre gruparea din Liban, despre care se crede că este susținută de Iran, nu arată că Hezbollah ar vrea să se implice și să aprofundeze conflictul. O singură concluzie putem trage la cald: Orientul Mijlociu este pe un butoi de pulbere și orice este posibil.